o bună bucată de vreme mâncăm și trăim pe datorie. Astea sunt rezultatele unei analize a CNSM privind deficitul comercial pe segmentul produselor agroalimentare. Avem un deficit comercial spectaculos la alimente și băuturi, avem terenuri mici și fărâmițate, avem fracturi între micii producători și marii retaileri. Și pandemia poate că ar fi fost o bună ocazie pentru a reseta sectorul agricol. Acum, în această perioadă, are loc și recensământul general agricol, care o să ne arate imaginea la zi a agriculturii și potențialul de care acesta dispune. Îi mulțumesc, prin urmare, domnului președinte Tudor Olea Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, domnului secretar de stat Aurel Simion de la Ministerul Agriculturii și domnului Ionuț Dumitru, investitor în agricultură și economist șef al Raiffeisen Bank. Pentru început l-aș invita pe domnul Ionuț Dumitru să ne spună cam unde suntem la nivel macro în sectorul agricol. O să am o perspectivă, să zicem, macro asupra sectorului prin filtrul unui economist, neapărat un specialist în domeniul agricol în sine. Ceea ce e clar pentru mine ca economist este că România dispune de resurse foarte mari în domeniul agricol. Suntem în primele 5 locuri, pe locul 5 la nivel european, din perspectiva suprafeței arabile sau din perspectiva suprafeței cultivate cu cereale, după Franța, Spania, Germania și Polonia. Agricultura are și un rol social foarte important în România. Avem 21%, peste 21% din populația ocupată în agricultură. Și o să vedem că mare parte din ea e foarte mult, pentru că suntem mult peste media europeană. Media europeană este de 4,6. Valoarea adăugată brută în agricultură anul trecut a fost 3,8% din PIB. Media europeană este undeva la 1,7. Deci și ca populație ocupată în agricultură, dar și dintr-o perspectivă a valorii adăugate create în agricultură, suntem mult peste mediile europene. Avem însă o pondere foarte mare a agriculturii de subzistență. Aproximativ 87% din populația ocupată în agricultură se încadrează în ceea ce numim autoocupare, self-employment în engleză, iar majoritatea acesteia desfășoară probabil o activitate agricolă de subzistență. În comparație cu celelalte state europene, avem o autoocupare în agricultură mult mai mare, mult mai mare, ieșim cumva în evidență în grafice. Dimensiunea fermei medii în România este mult mai mică decât mediile europene. Datele cele mai recente pe care le-am găsit la Eurostat arată o dimensiune medie a fermei de 3,7 hectare în România. Sunt la extrema cealaltă, avem Cehia, unde dimensiunea fermei medii este de 130 de hectare. Ceea ce cred că e important de menționat, spre exemplu, Bulgaria are o dimensiune a fermei de peste 20 de hectare, 22 de hectare, și o viteză de comasare, dacă ne raportăm la câțiva ani în spate, comasarea în Bulgaria a mers foarte rapid. La noi comasarea se produce, dar într-un ritm mult mai încetinit decât în alte state. Avem și un număr foarte ridicat, așa cum menționam mai devreme, al fermelor de subzistență. Circa 86% din ferme consumă mai mult de jumătate din ceea ce produc. Sunt cam jumate din țările europene au ferme care sunt doar de piață, adică care consumă sub jumătate din ceea ce produc. La noi 86% din ferme sunt ferme care consumă mai mult de jumătate din ceea ce produc. De asemenea, aici avem o pondere. Te-aș întreba Europa cam pe unde ne situăm din punctul ăsta de vedere? Suntem cel mai sus. Avem ponderea cea mai mare de departe. Următoarea după noi este Slovacia cu 62% din ferme care produc sau consumă mai mult de jumătate din ceea ce produc. Noi avem 86%. De asemenea, avem cea mai mare pondere a fermelor în care managerul are peste 65 de ani. Adică avem și, să zicem, un management îmbătrânit al fermelor. De asemenea, la nivel de pregătire de specialitate, am un grafic aici care arată, sunt niște date ale Comisiei Europene, că România este la coada clasamentului în ceea ce privește
pregătirea de specialitate a managerilor fermelor agricole, într-o proporție covârșitoare, 90% din managerii de exploatații agricole din România au exclusiv experiență practică. Deci nu au niciun training de bază privind agricultura, nici o școală completă, să zicem, în domeniu. Suntem la coada, la locul de muncă. La locul de muncă, da, doar exclusiv experiență practică, 90%. De asemenea, o mare problemă care... Iar suntem la coada clasamentului. Da, 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 suntem chiar ultimii. La zootehnie, de asemenea, suntem la coada clasamentului. Numărul de animale pe fermă în România este mult sub mediile europene și la coada clasamentului. Dacă ne uităm chiar și la numărul de animale pe hectar, suntem, de asemenea, am un grafic în care este clar în evidență că avem o mare problemă cu zootehnia, foarte gravă, care se reflectă și în balanța de plăți, o să vedem imediat în balanța comercială. Avem o eficiență în creștere a utilizării potențialului agricol. Dacă ne uităm în ultimii ani, e o îmbunătățire a randamentelor la hectar, fără niciun dubiu, lucrul ăsta este evident, însă suntem încă mult departe de mediile europene și la porumb și la grâu suntem semnificativ sub mediile europene, deși încă o dată tendința este absolut evidentă de îmbunătățire, însă ceea ce se remarcă este o volatilitate foarte ridicată a producției de cereale, cu ani foarte buni urmați de ani foarte proști. Anul trecut știm că am avut o problemă cu seceta, volatilitatea agriculturii se transferă într-o volatilitate a contribuției sectorului la creșterea economică. Avem plus minus 2 puncte procentuale care pot fi aduse de agricultură la creștere economică, ceea ce este foarte mult. Am un tabel în care am pe principalele culturi cam cum stăm noi versus celelalte state din Europa Centrală și de Est, față de Bulgaria, Ungaria și Polonia. Spre exemplu, la suprafața agricolă utilizată, România are 7,2% din suprafața agricolă a Uniunii Europene, așa cum vă spuneam mai devreme, suntem pe locul 5. Polonia este peste noi cu 8,3%, însă la număr de ferme avem 32,6% din numărul de ferme ale Uniunii Europene. Deci avem ferme multe și mici. La producția de cereale stăm relativ bine, avem o cotă de piață la nivel european de peste 10% față de 7,2% cât este cota noastră de piață pe suprafața agricolă. La grâu, undeva în linie cu cota noastră de piață la suprafața agricolă, 7,4% din producția de grâu a Uniunii Europene. La orz, doar 3,3%, mult sub potențialul nostru probabil. La porumb stăm foarte bine, 27% din producția Uniunii Europene de porumb se realizează în România. La cartofi slăbuți, 5,8%. La sfeclă de zahăr, aș spune catastrofal, 0,8%, sunt foarte puține suprafețe probabil de sfeclă de zahăr. La floarea soarelui stăm foarte bine, de asemenea, aproape o treime, 30,6% din producția Uniunii Europene de floarea soarelui se face în România. La soia 16,9%, de asemenea bine. La legume însă stăm prost, doar 4,2% din legumele produse în Uniunea Europeană, legume proaspete, sunt produse în România, față de o pondere mult mai mare pe care Polonia o are, spre exemplu, dublu față de noi. La roșii, morcovi, ceapă stăm foarte prost, 2-3% cota de piață la nivel european. La mere 4,6%, în timp ce Polonia produce 29% din producția de mere a Uniunii Europene, iar la carne, vită, porc, pui suntem catastrofali. La vită doar 0,6% din producția de carne de vită a Uniunii Europene este produsă în România, 1,5% la porc, 3,4% la pui și la lapte doar 2,6%. Evident că cifrele astea sunt reflectate mai departe în balanța comercială. Dacă ne uităm în balanța comercială, vedem că avem un excedent pe cereale, dar avem un deficit mare care depășește excedentul de pe cereale în zona produselor agroalimentare. Avem un deficit cam de 1,5% din PIB de produse agroalimentare și avem un excedent de 0,6-0,7% din PIB anul trecut pe partea de cereale. Deci suntem importatori net de produse agroalimentare. Principalele produse unde avem deficite, și nu e deloc întâmplător dacă ne raportăm la cifrele pe care le-am menționat mai devreme, sunt următoarele: carne, fructe, legume, lapte și produse lactate. Sunt principalele produse, patru produse care generează cea mai mare parte a deficitului pe produsele agroalimentare. Subvențiile, știm că e un subiect foarte fierbinte, suntem semnificativ sub mediile europene, cam cu 20% mai mică subvenția pe hectar
decât media europeană. Nu discutăm neapărat de vârfuri, care sunt mult mai sus, au subvenții de mai mult decât dublu față de cât avem noi, dar față de media europeană și față de vecinii noștri suntem mai jos. Un singur lucru vreau să, sau de fapt două lucruri mai vreau să precizez. În ceea ce privește modul în care utilizăm terenurile agricole, am două grafice cu nivelul de nutrienți sau balanța nutrienților de azot și potas, deci azot și fosfor, scuze, în agricultură. Dacă ne uităm față de celelalte state, noi utilizăm resursele solului și nu prea le refacem, adică suntem țara în care balanța nutrienților la azot este ușor negativă, nicio altă țară nu are cu minus această balanță. Negativ înseamnă practic că iei resursele din sol și le degradezi, să zicem, fertilitatea solului. Deci, la practic, fosfor, este vorba de impactul procesului agricol asupra mediului. Da, asupra fertilității solului, să zicem. Adică ceea ce cultivăm reduce din fertilitatea solului, pentru că nu prea dăm sau dăm terenului nutrienți cam cât scoatem din el, sau chiar dăm mai puțin, ușor mai puțin la azot și avem o balanță negativă la fosfor. Și ultima idee pe care vreau să o precizez, apropo de trecerea la economia verde, agricultura fiind de importanță mare în România față de alte state, evident că este și răspunzătoare pentru mare parte din emisiile de gaze cu efect de seră. Dacă ne uităm la România, ea are o contribuție a agriculturii la emisiile de gaze cu efect de seră mult peste media europeană. 16,5% din emisiile de gaze cu efect de seră din România sunt generate în agricultură. Media europeană este de 10%, ceea ce înseamnă că agricultura în contextul ăsta al green-ului la nivel european și a tendințelor pe termen mediu la nivel european, priorităților strategice la nivel european, agricultura va fi un subiect fierbinte. Și din perspectiva asta, probabil că există oportunități pe care le avem. Dacă ne uităm la agricultura organică, ecologică, doar 2,9% din suprafața agricolă utilizată în România este destinată culturilor organice. Media europeană este de 8,5%. La polul opus avem Austria, care are 25% din suprafață destinată culturilor organice. Cam asta era prezentarea mea. Da, slide-urile erau mai grăitoare cumva sau graficele erau mai sugestive, dar vor fi integrate la montaj, la post-producție. Mulțumesc. Oricum cifrele sunt dezamăgitoare, ca să zic, dar noi încercăm să găsim soluții și nu să recapitulăm problemele din sectorul agricol. Întrebările care se ridică sunt: cum facem producătorii să se asocieze pentru a crește suprafața medie a fermei? Cum facem ca statul să aibă programe țintite pentru infrastructura de depozitare? Acum, spuneam că în aceste zile se desfășoară și recensământul general agricol și l-aș întreba pe domnul președinte Tudorel Andrei și pe domnul secretar de stat cum merge treaba pe teren. Da, haideți să, în măsura în care permiteți, o completare la cele spuse de domnul Dumitru. Într-adevăr, a făcut o incursiune în datele statistice privind agricultura României, din care nu obținem niște rezultate tocmai pozitive. Eu aș vrea să clarific un singur lucru. Dacă facem o analiză pe 30 de ani, vom vedea că este o problemă structurală, nu este o problemă care a apărut de pe o zi pe alta. Este și o veste bună și o veste proastă. Vestea proastă este că, fiind o problemă atât de complicată, va fi greu să o rezolvăm pe o perioadă scurtă de timp. În ultimul an am tot scris mai multe articole pe comerțul exterior cu produse agroalimentare, dintr-un motiv foarte simplu. Până la urmă, disfuncționalitățile care sunt la nivelul producției agricole se văd în balanța comercială cu produse agroalimentare. Și pe parcursul celor 30 de ani, numai în 2 ani, România a înregistrat excedente comerciale din comerțul cu produse agroalimentare. Și acest excedent s-a datorat în mare parte unor producții cu totul excepționale de cereale.
Deci acesta ar fi o primă concluzie, dacă îmi permite să spunem așa, a faptului că sunt probleme structurale și nu sunt probleme care au apărut de la un an la altul sau au apărut datorită unui fenomen neprevăzut. A doua observație este legată de structura exportului. Din păcate, echilibrarea balanței comerciale depinde de comerțul exterior cu număr mic redus de produse, de 3-4 produse. Cereale, semințe, produse de tutun și export cu animale vii. A treia, cu totul excepțional, ponderea este la comerțul exterior cu cereale. În general, acestea asigură cam 35% din comerțul, din exportul României la nivelul unui an. Am redevenit în area Europei. Să știți că aici ar trebui să aduc un comentariu în plus. Volumul exportului este determinat atât de producția internă, dar și de un lucru, eu zic, favorabil. Reușim să reexportăm cantități importante de grâu din Ungaria și din Bulgaria, ceea ce înseamnă un lucru bun. Asta înseamnă că avem capacitatea să reexportăm de regulă în afara țărilor din Uniunea Europeană. Și dacă tot ați vorbit de acest, de posibilitatea de a deveni grânarul Europei, până în 2006-2007, să știți că România în destui de mulți ani a avut deficit în comerțul exterior cu cereale. Începând cu 2006-2007, sper că nu greșesc, dar sigur, cu sigur începând cu 2007, am realizat excedent an de an și acest excedent a crescut. Ceea ce arată că e un prim semn că putem veni și dezvolta anumite sectoare de activitate. Problema este să avem capacitatea să integrăm sectoarele, să integrăm producția vegetală în lanțul valoric și să avem o capacitate mai mare de prelucrare. O altă observație este legată de comerțul exterior cu țările din regiune. Așa cum menționa și domnul profesor Dumitru, din păcate avem excedente, deficite mari în comerțul cu produse agroalimentare cu Ungaria, cu Polonia, oarecum valori echilibrate între import și export cu Bulgaria, și deficite destul de mari cu Germania. În comerțul cu Ungaria trebuie să avem în vedere că o cotă, parte din deficit este și datorită reexportului cu cereale, ceea ce este un lucru bun. Deci deficitul la nivelul anului 2019 a fost de peste 800 de milioane, dar undeva în jur de 300 de milioane s-a datorat reexportului, deci practic este o reducere la aproape jumătate de milion. Cifrele sunt în euro? Cifrele sunt în euro, da, exact. Cifrele sunt în euro. Deci acestea sunt câteva aspecte de care trebuie să ținem seama în realizarea acestei analize și aș relua această idee. Din păcate este o problemă structurală și nu este o problemă apărută în mod întâmplător de la un an la altul și din acest motiv trebuie să avem și răbdare și trebuie să vedem care sunt efectele politicilor agricole pe termen scurt și pe termen mediu și lung. Restul, eu sunt sigur că domnul secretar Simion va veni cu foarte multe amănunte. Nu aș vrea, exact cum precizea și domnul Dumitru, sunt statistician, sunt economist, nu pot să vin și să fac comentarii legate de zona politică. Aș face o singură completare la ponderea populației ocupate în agricultură. Este o caracteristică a dinamicii populației ocupate pe tot parcursul perioadei de 30 de ani.
În acest moment este sub 20% și probabil va scădea și datorită noului regulament pe statistica socială, unde o parte din populația ocupată din agricultură e posibil să meargă în populație inactivă sau în zona de șomaj. Primele estimări au fost deja realizate pe lunile din acest an și probabil că va avea loc o scădere a populației ocupate în agricultură, dar în mod artificial. Dacă să vă uitați pe structura populației ocupate în agricultură, veți constata că cea mai mare parte este reprezentată de persoanele care nu au un venit constant din producția agricolă și ceea ce se preciza înainte, suntem printre țările în care ponderea fermelor de subsistență este una foarte mare. Deci ponderea acelor ferme care consumă mai mult de 50% din ceea ce produce. Deci pot fi mult mai multe comentarii legate de și aș mai da totuși un mesaj pozitiv. Până în 2007 aveam deficite foarte mari la capitolul de produse tutun și înlocuitori de tutun și produse din tutun. Începând din 2007, România înregistrează excedente foarte mari pentru această categorie de produse și asigură echilibrarea balanței comerciale. Problema este că depindem de cele patru produse care asigură excedent. Dacă avem un disfuncționalități în producția de cereale sau în exportul de animale vii, este singurul capitol de produse agroalimentare care în cei 30 de ani au avut excedent an de an. Deci nu e niciun an în care să fie importat mai mult decât exportat, dar din păcate la capitolul imediat următor, produse din carne, am avut și avem ponderi foarte mari în importul, în deficitul total. La animale vii să mulțumim miorițelor care se duc la arabi. Bănuiesc că pe zona de ovine avem excedent puternic. Cel mai mare, din păcate, îl înregistrăm în relația comercială cu țările din Uniunea Europeană. Din fericire, încă nu s-au pierdut piețe din afara Uniunii Europene și s-au înregistrat deficite. Chiar și în primele patru luni din acest an, România a înregistrat excedent în comerțul exterior cu produse agroalimentare cu țări din afara Uniunii Europene. Câteva mesaje sau câteva informații legate de ceea ce m-ați întrebat de comerțul, de recensământul general agricol. Lucrăm împreună cu Ministerul Agriculturii și lucrăm foarte bine. Am avut și avem în continuare un suport din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale și din partea experților băncii mondiale implementarea și în asigurarea funcționalității sistemului de culegere electronică a datelor. Culegerea se realizează exclusiv în format electronic și asigură foarte multe avantaje. Un avantaj important este creșterea calității datelor culese din teritoriu, întrucât se înregistrează locul în care s-au cules aceste date și avem cel puțin două validări a datelor care sunt culese din teritoriu. Care sunt dificultățile mari? Le iau în ordinea cronologică. Prima mare dificultate a fost legată de menținerea recenzorilor în teritoriu. Este și o cauză, hai să spunem, obiectivă, întrucât s-a trecut de la suportul de culegere pe hârtie, în care recenzorul nu trebuia să aibă o pregătire specială în colectarea acestor date,
trebuia să înțeleagă foarte bine chestionarul și să aibă un dialog plăcut cu fiecare fermier, cu fiecare persoană care trebuia să ofere aceste date. Ori în prima săptămână au fost destui de mulți recenzori care au renunțat la această activitate. Din fericire, direcțiile agricole județene, împreună cu direcțiile teritoriale de statistică, au făcut eforturi și în acest moment nu sunt probleme legate de asigurarea recenzorilor care să meargă în teren. Dar ei nu înțelegeau de ce au plecat? Gândiți-vă că este mult mai greu să vii și să introduci datele în format electronic utilizând o tabletă decât să vii și să consemnezi într-un chestionar tipărit pe hârtie. Practic, ăla a fost șocul tehnologiei, eu așa consider, mai ales că nu a fost, eu nu găsesc alt motiv. Înainte de a-i trimite pe teren, nu ați făcut o ședință? A fost perioada de instruire, s-a lucrat foarte bine, a fost instruire la nivel național, după aceea au fost la nivelul județelor asemenea instruiri, dar au fost județe în care am avut un număr destul de mare de recenzori care au trebuit să fie înlocuiți. Din fericire, mesajul este unul pozitiv. În acest moment nu există probleme privind asigurarea recenzorilor. A doua problemă majoră, nu neapărat în foarte multe cazuri, dar în destul de multe cazuri, a fost oferirea de către anumite persoane a informațiilor cu caracter personal. Aici trebuie reținut faptul că cel care culege datele, cel care prelucrează datele, nu va oferi niciodată date la nivel individual. Gândiți-vă că dacă pe chestionarul clasic puteau fi copiate, să-i spunem, cineva risca, în formatul electronic există trasabilitate. Orice intrare în sistem este înregistrată. Ori, din acest motiv, există legislație care precizează foarte clar cum sunt utilizate aceste date cu caracter personal. Și statistica nu a făcut niciodată rabat de la respectarea legislației privind utilizarea datelor cu caracter personal. A treia problemă a fost legată de cine declară datele. Dacă datele sunt declarate de proprietar sau datele sunt declarate de cel care administrează terenul. Datele sunt declarate exclusiv de cel care administrează terenul, indiferent că este proprietar sau dacă are teren în administrare. Deci dacă o suprafață de teren a fost dată în administrare, atunci cel care administrează oferă aceste date, datele nu mai sunt oferite de proprietar dacă tot terenul a fost dat sau dacă tot ceea ce înseamnă animale și tot ceea ce înseamnă tot ceea ce înseamnă date pe care noi le consemnăm în aceste chestionare trebuie să le înregistrăm. Și o altă problemă importantă este legată de tot de cine declară aceste date. Cum sunt declarate terenurile? Date sunt declarate nu în raport cu localizarea terenului, ci în raport cu localizarea celui care administrează aceste terenuri. În etapa a doua, Institutul Național de Statistică, cu sprijinul Ministerului, vom veni și vom face calculele pe suprafețele de teren și în raport cu localizarea efectivă a terenului agricol. Din fericire, în acest moment se lucrează foarte bine în teritoriu și avem aproape peste 45% grad de colectare pe parcursul primei luni. Eu sunt optimist că vom finaliza această acțiune până la finele perioadei prevăzute, până la finele lunii iulie. Deci cam acestea sunt câteva aspecte foarte, foarte generale. Chiar dacă suntem noi cei care suntem implicați, eu totuși
reau ideea, instituții ale statului român au reușit să propună o metodă modernă de culegere a datelor și să nu uităm că recensământul general agricol în România are o particularitate în raport cu celelalte țări. Avem cele mai multe exploatații agricole. Din acest motiv este o acțiune foarte greu sau este o acțiune complexă. Gândiți-vă că în Franța sunt în jur de 600 de mii de ferme, majoritatea cu personalitate juridică sau sunt ferme de dimensiuni medii. În România sunt peste 3.200.000, ceea ce înseamnă un efort în plus în culegerea acestor date, care să știți că sunt vitale și tot ceea ce facem în acest moment se va întoarce în perioada următoare la fermier. Deci nu sunt date care să intre într-o bază de date, noi mai departe le analizăm din punct de vedere calitativ, publicăm niște volume, discutăm cu Eurostatul, trimitem la Eurostat, ele se vor întoarce în deciziile care sunt luate. La fel ca la medic. Dacă datele culese la laborator nu sunt corecte, atunci nici medicul nu poate să facă minuni. La fel și în cazul acestei cercetări. Ce vă pot spune și cu asta închei, este ultimul recensământ general agricol desfășurat cu intrare totală în teren. Da. Din păcate, în ultimii 30 de ani, medicii de care vorbiți nu prea au făcut mare lucru. Și m-aș întoarce la domnul secretar de stat Simion. Noastră, sau din punctul noastră de vedere, cum merge recensământul agricol? Eu mă bucur foarte tare de colaborarea cu Institutul Național de Statistică și în mod special cu domnul președinte. Ne auzim foarte des și coordonăm la unison, să zic. Să știți că nu e ușor să gestionezi 17.470 de recenzori, 3.664 recenzori șefi, 41 de coordonatori și exploatații de recenzat 3.204.098. Aș completa puțin vis-a-vis de renunțarea recenzorilor, că și aici vedeți că trebuie să-i faci contract de muncă, trebuie să-i vii cu protecția muncii și așa mai departe. Părerea mea că au renunțat și atunci când au avut tableta în mână, tableta de la STS, care spune în orice moment unde te afli. Și recensământul sau culegerea de date trebuie să se facă la poarta fermei. Poarta exploatației, a fermei. Și atunci, probabil, obișnuiți, când alte dăți se făceau probabil din birou, din primărie, atâtea chestionare și se încasa bani. Am mare încredere că vom avea o bază de date, vom beneficia de o bază de date apropiată cât de cât de normal și bază de date care va trebui să ne ajute în gândirea noului plan strategic, noua politică agricolă la care lucrăm în momentul de față. Aici, vis-a-vis de recensământ, noi ne întâlnim în fiecare luni. Eu discut cu direcțiile agricole, cu directorii zilnic și de două, trei ori pe zi. Am creat împreună cu domnul președinte, dacă pot să spun, și un haideți să zic, o concurență vis-a-vis de primul loc și cine stă cel mai bine, în așa fel încât printr-o hai să zic emulație, să reușim să ne încadrăm în timp și să culegem datele cât mai corect. Asta vis-a-vis de partea de recensământ. Nu am emoții vis-a-vis de finalitatea lui, de încadrarea în termen. Împreună cu domnul președinte vom pleca și în teritoriu și vom verifica, mai ales în județele unde lucrurile nu merg așa cum trebuie. Avem o colaborare bună și cu prefecturile prin Ministerul de Interne. Zic eu că sunt toate premisele pentru a reuși.
Nu pot să nu vă întreb de ceea ce presa a numit scandalul irigațiilor și al neincluderii în PNRR. Ce s-a întâmplat, de fapt? Cum de irigațiile n-au fost incluse? Vă reproșați ceva? Aș vrea, dacă îmi permiteți, că, să fac o completare la ce spunea domnul Dumitru, cu tot respectul. Da, toate statisticile ne arată cât de rău stăm vis-a-vis de fragmentarea suprafețelor agricole, vis-a-vis de media de 3,7 hectare pe exploatație sau 3,65. Eu m-aș uita puțin de unde am plecat. Și dacă stau și analizez, am plecat de la 3.808.686 de exploatații în 2010 și acum avem 3.204.098, ceea ce înseamnă un minus de 18,87%. Ușor, ușor. Unele probabil s-au stins pe cale naturală. Asta e particularitatea României, cum spunea și domnul președinte, e o chestie structurală. Dacă ne uităm la numărul de cereri de la APIA, anul acesta am primit 802.956 de cereri unice de plată, pe o suprafață de 9.823.979 de hectare, cu mai puțin decât anul trecut, cu 24.008 cereri. Dar o suprafață mai mare de 9.041 de hectare. Deci ușor, ușor, și prin politica ministerului, și prin condiții, de ce să nu spunem, naturale, ușor, ușor lucrurile se vor... Eu știu, nu cred că se le putem reglementa și ajunge la o performanță agricolă într-un timp foarte, foarte scurt, dar lucrăm în sensul acesta. V-aș mai spune că avem în vedere inclusiv o lege a comasării terenurilor și am discutat și la Senat aspectul ăsta, am discutat și cu fermierii mari. În același timp, 51% din suprafață este din suprafața arabilă, numai puțin să nu vorbesc prostii. Parcă 51% din suprafața arabilă o lucrează, îmi cer scuze, nu am cifra lângă mine și n-aș vrea să o spun și să o spun greșit. Dar oricum, avem cele mai mari ferme din Europa. Nu știu dacă este bine sau este rău ca să comasăm totul în același buzunar, să zic. România are. Sunteți de acord că o comasare trebuie făcută în anumite regiuni? Unde o comasare trebuie făcută și încă o dată noi am demarat, să zic, chiar prime discuții vis-a-vis de o lege a comasării terenului. Dacă vrei să faci performanță, faci și lucrul acesta. Pe partea cealaltă, într-adevăr, noi avem o agricultură duală, avem fermierii mari, și trebuie să avem că o balanță comercială niciodată nu o reglez cu cei mici. Dar în același timp trebuie să avem grijă și de ferma de familie, de acea fermă de subzistență. Ce facem noi? Noi ca stat îi transformăm în asistat social sau ce? Trebuie să-i ajuți într-un fel încât să reziști. Să devine cei mari. Da, și aici avem un ne lovind un element statistic negativ, doar 5% din cei mici cresc în cei se transformă în mijlocii sau mari într-o perioadă de 5 ani. Va trebui să gândim și aici, să vedem dacă nu cumva celor mici le place să rămână mici. Și atunci trebuie să... Eu n-aș spune așa problema. Din datele prezentate de domnul Dumitru, înțeleg că avem și ferme foarte îmbătrânite sau ai căror președinți trec de o anumită vârstă. Probabil că ar trebui încurajat și învățământul agricol pentru ca tinerii să capete drag de agricultură și să se implice mai mult. Dar întrebarea mea era legată strict de irigații și de PNRR.
cum ajungem și la PNRR. Am găsit și exploatații cu peste 50 de hectare, reprezintă 0,5% din numărul total de exploatații și ocupă 51,12% din suprafața agricolă utilizată. Vis-a-vis de forța de muncă, da, o avem și la sistem, dacă vreți, și în minister și în unitățile subordonate. Este forța de muncă, în general, este peste sau în jur de 55 sau peste 55 de ani, la fel și în exploatațiile agricole. De aceea noi, ca minister, am venit și cu măsuri de încurajare a tinerilor, dacă vreți, să intre, dacă să și dezvolte exploatații agricole. Am venit și prin PNRR, dacă tot ajungem la PNRR, cu măsura de finanțare a liceelor agricole. Ministerul Agriculturii are la ora actuală 57 de licee agricole pe care va trebui să le ajutăm, să le facem viabile, să le facem atractive, dacă pot să spun. Și ne-am gândit nu numai la dotarea laboratoarelor și a fermelor pedagogici acolo unde mai sunt, ne-am gândit și la o subvenționare a cazării, a mesei elevului, inclusiv deplasarea către fermele particulare prin acel învățământ dual, în așa fel încât să investim, dacă vreți, că ferma didactică investește în ea și nu-ți permis să investezi zi de zi, pe când un fermier activ întotdeauna vine cu noutăți și atunci preferăm mai bine să facem un contract de colaborare cu o fermă în sensul acesta, decât să investesc eu, să zic, cumpăr un tractor sau o combină, o arăt la elevii astăzi, mâine nu mai e de actualitate și ce fac la un moment dat. Gândim inclusiv, eu știu, modificarea curriculum, avem un grup de lucru cu Ministerul Învățământului. Și în cam pe când le vedeți operaționale? Trebuie să terminăm, să finalizăm, PNRR-ul se finalizează până în 2026. Indiferent ce facem. Deci până în 2026 ar trebui să avem 19, am înțeles corect? Să avem, 19. Nu, avem 57 de licee agricole. Scuze, da. 57 de liceele agricole, noi trebuie să le facem prima dată atractive. Astăzi avem o primă întâlnire, am avut o primă întâlnire la ora 14, intrăm în a doua sau la 15, în a doua întâlnire cu directorii de licee agricole, suntem interesați în sensul ăsta. Nu poți să faci performanță fără cercetare, fără știință, fără oamenii. Așa este. Educați în sensul acesta. Încercăm acum, să am răspunde. Ajuns unde am ajuns, o fi și vina Ministerului Agriculturii. Nu știu dacă eu sunt de un an jumate în minister. Știți dumneavoastră foarte bine cum funcționează. Eu vin din privat și îmi rod unghiile de multe ori, dar dacă fugim toți de responsabilitate, nu știu ce facem și ce se alege. Păi de ce vi le roadeți? Poftiți? De ce vi le roadeți? Nu puteți să schimbați? Nu poți. Păi nu. Ne tragem sepa, dacă vreți, din realizări. Și când știi că sunt atâtea proceduri și atât și e destul de greu, într-o firmă privată ai luat decizia, o și faci. Aici va trebui să respecti anumite cutume și lucrurile... Proceduri birocratice. Proceduri birocratice, legi, ordine, ordonanțe și așa mai departe de care te lovești, trebuie să modifici legea ca să poți să faci ceva și atunci lucrurile trenează. Dar... haideți să zic că sunt optimist. Vis-a-vis de irigații. Exact. Vis-a-vis de irigații, personal. Ca minister n-am ce să ne reproșez. Noi am început pe o anumită să gândim fișa de măsură pe o anumită structură, de împreună cu Ministerul Fondurilor Europene. Din iulie din anul 2020 am avut și două întâlniri pe săptămână cu domnul ministru Boloș în persoană și le-am gândit la virgulă.
Am avut și o primă formă a fișei de măsuri trimisă la Comisie în noiembrie. Încă o dată am fost lăudați vis-a-vis de modul cum am gândit fișa. Era o fișă și matură, o fișă verde, am inclus inclusiv, dacă vreți, digitalizarea, Sistemul Național de Meteorologie, să nu mai investim noi în stațiile meteo pe suprafețe și să mergem pe Sistemul Național de Meteorologie în așa fel încât prin dotarea dumnealor să primim toată baza de date. Am gândit, dacă vreți, inclusiv pornirea pompelor se făcea automat când nivelul apei în sol sau când temperatura de afară permitea. Acel, dacă vreți, sistem de panouri fotovoltaice peste toată structura principală de irigații. Am fost lăudați, am continuat să lucrăm, am răspuns la toate, am prezentat și noi îmbrăcat structuri. Frumos mireasa, ați fardat-o, ați machiat-o, i-ați cumpărat cea mai frumoasă rochie și mirele n-a mai luat-o. Am vrut să o mărit. Și mirele nu mai vrea. Mirele n-a mai luat. Probabil sunt alte. Cum vă explicați totuși? Da, bă, explicație vis-a-vis din acest proiect al nostru, din această fișă de măsură de, și am gândit-o la timpul respectiv, 6,5 miliarde de euro, din care 120 de miliarde, dacă nu 120 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, erau pentru sistemul antigrindină. Uh-huh. Și asta trebuie să-l facem la nivel național, vedem ceea ce se întâmplă și, dacă vreți, și efectele pozitive ale... Chiar am fost în teren și am văzut cât de benefic este acest sistem. Până la urmă și țările europene îl au și îl gestionează, și Republica Moldova. Noi nu acoperim, ne mai trebuie 122 de puncte de lansare ca să acoperim toată suprafața agricolă. Deci am plecat din 6,5 miliarde, am rămas cu 362 de milioane pe componenta de secare. Aici știm foarte bine ce înseamnă desecarea, acea rețea de canale pe terenurile agricole și nu numai pe terenurile agricole. E vorba și de sistemul de desecare pe lângă marile localități, să spun. Sunt 35 de proiecte cu o suprafață deservită de 442.407 hectare și o estimare bugetară de 323.400.000 de euro. Le avem și lucrăm cu Ministerul Fondurilor Europene la aceasta. Avem grup de lucru, se lucrează. Canalele de desecare au ca rol eliminarea excesului de apă din sol, reprezentând un sistem de coridoare ecologice, adică un sistem de conexiuni între elementele importante ale peisajului. În această rețea, fiecare curs de apă este important, deoarece preia apele scurse de pe o anumită suprafață de acoperire, distribuindu-le ulterior ierarhic în emisare, adică în râuri. Ne vom ocupa de... Cu aceste două fișe am rămas, cu desecarea și liceele agricole. Știam că în penultimă fază a PNRR-ului am mai avut și inclusă banca de gene de la Buzău și Suceava și acea componentă, acele trei centre de colectare lână, de colectare, spălare și balotare lână, a rămas că le va finaliza Ministerul Economiei, lecturând nou PNRR, nu le-am găsit, chiar am făcut o adresă în acest sens la Ministerul Fondurilor să ne precizeze dacă și aceste două fișe de măsuri au rămas. Înțeleg că dumneavoastră n-ați participat în mod direct la Bruxelles?
La Bruxelles n-am participat noi ca minister. Ministerul Fondurilor Europene a mers domnul ministru singur cu echipa dumnealui. Vreau să vă întreb. Am avut discuții cu Comisia în paralel, pe fișe. V-am explicat, am și trimis-o în noiembrie. Aveam un istoric al toate aceste corespondențe și toată această, eu știu, și mod de lucru și lucru cu ministerul. Noi, în ceea ce ne privește, am preluat tot ce ne-a spus și Ministerul Fondurilor Europene. N-a rămas irigația, va trebui să vedem ce facem în continuare. Oricum, ceea ce am auzit cu irigații la picătură, irigați că noi, Ministerul Agriculturii, am vrut și am venit cu tehnologie învechită să luăm apă din pânza freatică, sunt povești. Ministerul Agriculturii nu încurajează sub nicio formă irigațiile din pânza freatică. Avem ape, ne-a lăsat Dumnezeu, ape de suprafață. Acestea vor trebui reintroduse în natură printr-o gestionare corectă. Da, tehnologiile noi înseamnă, într-adevăr, udare la picătură, dar asta poți să o faci în legumicultură, în spații protejate. E mai greu să o faci la cultură mare, nu știu cum să găsim modalitatea tehnologică, dacă poți, sau tehnologia necesară să irigi 2 milioane de hectare de grâu la picătură, sau de porumb, sau de floarea soarelui. Da, vreau să vă întreb, domnule secretar de stat, dacă nu aveți, sau când mai găsiți răgaz de a încerca să rezolvați din problemele structurale? Că am sentimentul că vă risipiți în mici urgențe, stingeți mici și foarte multe incendii din sectorul agricol, iar problemele structurale sau despre aceleași problemele macro de care vorbea și domnul Dumitru și domnul președinte Andrei vor rămâne aceleași și în următorii 10-15 ani. Eu zic că nu rămân. Analiza nevoilor este făcută, o știm, și dacă ne uităm și în ceea ce a spus domnul Dumitru și luăm ierarhic fiecare, avem o problemă foarte mare la carnea de porc. Ca să ne asigurăm de ce? După pesta porcină africană, dar nu asta e motivul. Motivul principal, dacă vreți, este reproducția la porc. În punctul 6 din proiectul nostru de propunerile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență a fost exact reproducția la porc. Am vrut să, bineînțeles că n-a rămas nici acesta, am vrut să facem, să creăm 100.000 de locuri pentru scroafe. Noi avem un deficit de 195.000 de scroafe la nivel național pentru a ne asigura materialul genetic și necesarul cărnii de porc. Va trebui acest aspect să-l tratăm cu mare atenție în nou plan național strategic. Pe locul 2 avem patiseria, dacă nu mă înșel. Importăm din produsele agricole, importăm și nu neapărat pâine în mod special, tot pâine congelată, importăm multe, eu știu, stingsuri, fel și fel de produse. Produse de patiserie. Biscuiți, produse de patiserie. Și asta mie îmi spune că nu suntem pregătiți sau nu avem o tehnologie necesară producerii sau prelucrării fine a materiei prime. Și aici va trebui să pulsăm la tehnologie, la tehnologia de industrializare în industria alimentară. Avem o problemă și un deficit foarte mare, 300, dacă nu mă înșel, 304 milioane de euro pe hrana animalelor de companie, și aici va trebui din nou să intervenim.
a spune că au și un lucru pozitiv pe măsurile de tranziție. Am venit cu o măsură nouă, prelucrarea sau construirea, nu prelucrarea, construirea patru fabrici de prelucrare a soii. Noi suntem recunoscuți românii ca un producător de o soie de foarte bună calitate. Pe toată merge la export, pentru că noi nu avem capacități de prelucrare și importăm șroturi de soia modificată genetic. Aici măsura de care v-am amintit este în planul, în măsurile de tranziție, în PNDR. La fel vom veni și cu ceea ce v-am spus acum vis-a-vis de carne de porc, de produse de brutărie, patiserie și biscuiți, preparatele pentru hrana animalelor. Va trebui să venim cu măsuri în nou plan național strategic, încât exact să finanțăm exact deficitul nostru, exact nevoia sau vulnerabilitatea noastră. În orizontul de timp. În 2023. A fost o întâlnire la Bruxelles a miniștrilor din Uniunea Europeană. Nu s-au înțeles cu Parlamentul European. Va mai fi o întâlnire săptămâna viitoare, luni și marți, domnul ministru este la Lisabona, tot în ideea, pentru că am auzit și astăzi în un comentariu în presă, domnule, România nu e în stare să depună nou plan național strategic decât la anul în august. În ceea ce privește Ministerul Agriculturii, noi suntem pregătiți. Eu săptămâna viitoare am două vizite în teritoriu. Vrem să luăm proiectele de succes, vrem să ne întâlnim cu comunitățile locale, vrem să ne întâlnim cu fermierii la firul ierbii, ca să spun așa, în așa fel încât, eu știu, să avem un feedback foarte bun a realității. Ca să depui, și o să dăm un comunicat de presă astăzi, ca să putem să depunem nou plan național strategic, în primul sau să-l lucrăm, în primul rând și în primul rând trebuie să se înțeleagă Parlamentul European cu ministrii agriculturii din țările Europei. Și atunci vedem și quantum, atunci vedem și cofinanțarea, vedem orientările cât pe mediu, cât pe restul. Mediu, la ultima discuție, Parlamentul European vrea să se ducă la 38-40% din sume. Noi, ministerele de resort de linie, am cerut un 35%. La ora actuală, prin măsurile de tranziție, avem alocate 37%. Vom vedea cum va ieși, dar oricum suntem pregătiți și în niciun caz fermierii sau dezvoltarea rurală va stagna din cauza sau datorită neimplicării Ministerului Agriculturii. Din toate proiectele astea foarte multe și foarte bune, pentru de care m-am legat cel mai tare? Nu. Pe care îl considerați prioritar ca importanță? Din ce am depus pe PNRR? Da. Da. Păi am hârtia în față, dacă vreți să vă și citesc, exact ordinea în care noi am gândit-o. În primul rând, am pus pe primul loc digitalizarea. Pe locul 2, sistemul național de gestionare a apei, în care intrau irigațiile, infrastructura de desecare de drenaj, combaterea eroziunii solului și investiții în extinderea și dezvoltarea infrastructurii pentru combaterea căderilor de grindină și creșterea precipitațiilor. Pe locul 3, reforma sistemului național de distribuție agroalimentară prin înființarea rețelei naționale de centre logistice, regionale și multisectoriale. Pe locul 4, centre integrate de prelucrare lână. Pe locul 5, creșterea gradului de reziliență a sectorului suin prin dezvoltarea de exploatații axate pe eficiența energetică, protecția mediului, bunăstarea animalelor și competitivitatea economică. Aici am venit cu ceea ce v-am spus, cu reproducția la porc. Sunt 13 măsuri, fișare 13 măsuri. Eu, pe locul 10, dacă nu mă înșel, aveam inclusiv cele 6.000 de tonomate pe care vreau să le montăm în grădinițe, școli, licee.
tonomate cu produse românești. Prin aceste tonomate, dacă vreți, era o chestiune și igienică și de salubritatea produselor și așa mai departe, de distribuire și a laptelui în școală, acel program. N-au rămas nici acestea. Tranziția către o nutriție sănătoasă în școli, acesta era. Tranziția agroecologică, economică, socială a sistemului alimentar prin introducerea de hrană din scheme de calitate. Protecția patrimoniului natural și al biodiversității ca resurse durabile și dezvoltare în condițiile schimbărilor climatice. Creșterea gradului de reziliență, era vorba de reproducția la ovine, banca de gene Suceava și Buzău, bioconservarea ecotipurilor Alpi, era vorba de digitalizarea, dacă vreți, vreau să o facem, digitalizarea culturilor melifere, în așa fel încât apicultura să poată beneficia printr-un simplu click de gradul de inflorescență și culturile sau încărcătura, dacă vreți, de stupine pe anumite suprafețe. Deci sunt lucruri, multe dintre ele, cel puțin la depozite, centrele logistice naționale, era nevoie de PNRR, pentru că prin PNS nu putem să finanțăm o rețea, haideți să zic, construită de stat și administrată de public-privat. Vom vedea, va trebui să regândim absolut toate lipsurile pe care le are agricultura. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât le știm, ne vom așeza la masă și vom alege măsurile cele mai potrivite pentru noi și pentru firmele. Vă mulțumesc. L-aș întreba pe domnul Dumitru, cum vede planurile pe care le-a anunțat domnul secretar de stat? Credeți că vor adresa problemele structurale de care vorbeați în prezentarea noastră? Da, și cum au spus și domnul președinte Teodorel Andrei și domnul secretar de stat, problemele din agricultură nu sunt de ieri de azi, sunt de 30 de ani și nu putem noi spera că le rezolvăm într-un an sau în 5. M-aș referi, spre exemplu, în particular la irigații. Părea mea că am pierdut, într-adevăr, o oportunitate foarte mare, pentru că necesarul de investiții în irigații e foarte mare, de ordinul peste 20 de miliarde de euro, probabil, care înseamnă, apropo de dimensiune, cam 10% din PIB. Și dacă am cheltui, să zicem, 1% din PIB pe an, adică în 10 ani de zile să cheltui acest 20 de miliarde... Ar fi o treime din toate investițiile publice. Da, 1% din PIB este extrem de greu de acomodat în buget în momentul de față cu constrângerile bugetare pe care le avem. Adică dacă am pierdut această oportunitate să finanțăm o sumă mare, importantă pentru irigații, din fonduri nerambursabile, mare parte probabil din ea, probabil că ne va fi foarte greu să o finanțăm din resurse bugetare. Mi-aduc aminte, acum 2-3 ani de zile, noi facem la bancă un eveniment cu fermieri în fiecare an, Cereal Expert, în care am și o prezentare, de fapt ce am prezentat astăzi este o actualizare a acelei prezentări, și l-auzeam la momentul respectiv un domn secretar de stat sau chiar de ministrul agriculturii de la acel moment, spunând câți bani investim în irigații, în momentul în care eu, investitor fiind și în agricultură, am o fermă agricolă, mi-am tras concluzia și m-am apucat să investesc pe cont propriu în irigație. Se vorbea la momentul respectiv de câteva zeci de milioane de euro pe an investiți în infrastructura de irigații. Concluzia e foarte clară. În ritmul ăsta ne trebuie vreo 1000 de ani sau câteva sute cel puțin să putem investi tot ce avem de investit din surse publice. Așa că părerea mea că ne va fi foarte greu să dezvoltăm infrastructura de irigații care să răspundă nevoilor de astăzi și sfătuiesc sincer pe fermieri să investească pe cont propriu acolo unde se poate, pentru că sunt și constrângeri legislative și probabil că într-o conlucrare cu Ministerul Agriculturii se mai pot găsi soluții care să
acomodeze constrângerile pe care le avem. Dar lucrurile se vor întâmpla destul de greu, probabil. Da. Cu permisiunea dumneavoastră și pe tranziție vis-a-vis de irigații, noi avem alocate, deci pe tranziție, 75 de milioane de euro. Vor fi proiecte de 400 de milioane pe fermă, dar sunt bani extrem de puțin, ca să spun așa. Am și o rugăminte la dumneavoastră, domnul Dumitru, și mai ales domnul Dumitru, că este o voce în spațiu public. Când vorbim de contribuția agriculturii la PIB-ul țării, ar trebui să adăugăm și industria alimentară, care ține tot de Ministerul Agriculturii. Și atunci nu vor mai fi 3,9 sau 4%, eu aveam mai mult, într-adevăr. 4,12. Am avut, dacă nu mă înșel, în domnul președinte Andrei poate ne spune, în 2015, dacă nu mă înșel, am avut un 12% sau a fost apogeul contribuției agriculturii. Eu sper din tot sufletul și anul ăsta că avem o producție sau să anunțe un an foarte bun. Și atunci când ne întâlnim în, probabil în octombrie, domnul președinte, tot în formatul ăsta, să analizăm datele recensământului, poate vorbim și de niște cifre frumoase vis-a-vis de agricultură. Faptul, și aș mai da un răspuns, faptul că pământul, agricultura noastră nu se face atât de intensiv cum se face în Uniunea Europeană, are și o parte pozitivă. Dacă vreți că respectăm mai bine grindilul, știți? Dar, na, ne luptăm. Vedeți dumneavoastră acum pe directiva nutrienței. Avem discuții cu Ministerul Mediului. Ministerul Mediului vrea ca 5 metri cel puțin de la limita de protecție a râului să nu folosești nimic, să nu dai cu îngrășăminte, cu nitris, nici cu bălegar, dacă vreți, cu îngrășăminte naturale, tocmai pentru a nu polua apa. Eu îi spun, domnule, stai puțin că conform legii mai ai 6 metri sau 12 metri de la râu, teren care nu se folosește, mai mie și mie 5 metri de la fermier, lasă-mă cu 3 și așa mai departe vis-a-vis de aceste directive europene. Da. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația și sper ca la următoarea întâlnire să tragem concluzii și mai optimiste. Da, vreau să spun apropo de am avut o apropo de animalele în viu la export, să știți că sunt pe locul 6. După porumb, grâu, țigări, tutun procesat, apropo de ce spunea domnul președinte, semințe de floarea soarelui și apoi animale viu, semințe de rapiță. Da. Și aici am avut discuții cu țările terțe și numai eu am participat la eu știu, 3-4 discuții, în așa fel încât să îi determinăm să cumpere carcasă tăiată și am avut și ANSBS-ul tăiată în sistem halal și așa mai departe. Probabil avem nevoie de mai mult sprijin de la atașații noștri comerciali din țările terțe. Nu avem, și aici vă recunosc că nu avem o colaborare nici directă, dacă nu mai vorbesc de fructuoasă. Trebuie să fim foarte atenți la piață. Eu merg pe ideea că, în primul rând și în primul rând, trebuie să creăm piața de desfacere și apoi producția vine, fermierul vine din spate și umple necesitatea, golul, nevoia. Ați vorbit de transportul de animale vii. Dacă nu mă înșel, în noiembrie 2019 s-a întâmplat nenorocirea cu oile acelea care s-au unecat. Da, s-a întâmplat nenorocirea. Comisia Europeană acum ne spune, domnule, stop exportului de animale viu. Noi o să spunem că e o tradiție a noastră și un suport al nostru. Vom vedea cum o scoatem la capăt. Nu știu, acum vedeți dumneavoastră, sunt fel și fel de... Se poate interzice, probabil, nu știu. Eu îmi doresc să nu se interdică sub nicio formă exportul de animale viu. Noi încercăm, pe partea cealaltă, încercăm să le exportăm în carcasă, cel puțin în carcasă. În ce stadiu sunt discuțiile cu cei de la...
ANSBSA-ul le poartă cu Comisia, nu Ministerul Agriculturii.